Salutare, dragi pescari! Astăzi am găsit o gaură în asfalt. Exact care ducea râul Olt. Și am zis să ne încercăm norocul. Pescuit pe Olt în gaură din asfalt. Am pus doi viermișori. Plumbuleț de 10 grame jos, ca montură. Cârlige de 12, avem un feleu mulinetă de 2000, sper că se observă, un băț exact pentru pescuitul de tipul acesta, să-i dăm bătaie. De la o partidă la care am plecat și nu prea era foarte multă speranță. Ia uitați-l. Obletele. Singurul lucru aici care nu este foarte ok nici acum când filmăm este faptul că suntem pe pod la Slăvitești, un baraj sus. Pescuim la gaura din pod care duce direct în râul Olt, în ecluză, dar mașinile trec foarte des și creează un zgomot destul de neplăcut. Asta micuț, îi dăm drumul înapoi. Obletele îl păstrăm. Ia uite așa oblete mare și frumos. La marinată cu el. Acum doar ce am dat drumul. Deja a tras. Tata. Pește mare, pește mic. Hai la Dragomir, la cârlig. Un oblete frumos. Un oblete de Slăvitești. Care are un pește foarte mare și frumos și curat. Ăsta că este micuț, e un oblete minuscul, la găurică înapoi jos, să crească mare. Reținem numai ce este frumos. Și pentru care se merită să îl iei acasă să faci o marinată bună. V-am zis, anul acesta vreau să fac marinată din mai multe specii de pește. De carasa am făcut, de babușcă am făcut, acum urmează și de oblete mare. Deja trage. Săpat. 1, 2, 1, 2. Să vedem. O babușcă frumoasă. Frumos. După cum v-am spus, plumbuleț de 10 grame, legat la partea de jos.
două cârligi la partea de sus, distanță între ele de undeva de 20 de cm între cârlige. Cârligile sunt numărul 18. Nu este mare secret. Bine, a ajuns bine și gata. Între timp, haideți să vă arăt și lanseta cu totul, cât de mare este, undeva la 50 de centimetri, un mini feeder, acolo avem semolina, am amestecat-o cam un pic, cam aiurea, am făcut-o aici pe baltă repede, viermi, aici avem captura pe ziua de astăzi. Avem și caras, avem și babușcă, avem și oblete mare. Este undeva la 3 kg de pește. Vreau să vă arăt cum arată locația pe lângă mine și cum o voi lăsa la sfârșit. Încă o dată fac apel pentru păstrarea curățeniei pe bălți, pentru a avea imagini frumoase. Ia uitați, suntem în barajul de la Slăvitești. După cum am zis, un baraj care reține foarte mult pește și destul de mare. Și destul de mare peștele și frumos, mai ales pe timp de vară, e o bucurie să pescuiești aici. You enjoy your journey into simulating your future. And thank you for using our services. Se pare că am prins ceva mai mare și pe care nu reușesc nici măcar să-l molinez. Măcar poate reușesc să-l vedem. Ia să vedem. Reușesc măcar să-l molinez, să-l aduc. Da, și am prins parașuta. Din păcate trebuie să strângem, pentru că am crezut că am dat într-un pește mai mare. Asta a fost pe ziua de astăzi, partida de pescuit. Strângem toate astea. Deci, ce să vă zic, partida de pescuit am terminat-o mai repede. Nu știu dacă reușesc să vă arăt și locul de pescuit cum l-am lăsat, că este curat, datorită faptul că băieții cu plasele care le întind aici în baraj și-au băgat plasa lor direct în ecluza barajului.
Aici la poliție s-a sunat de nenumărate ori. Explicația este simplă, au autorizație, deși nu este legal, ce știm cu toții că nu se bagă în ecluză, ca o distanță anume, este România. Totul este posibil. După cum vedeți, am lăsat curat. Se și vede și în oglindă în spate, nici urmă de mizerie. N-are rost să mai stau pentru că... Uitați aici, toate mașinile astea de aici sunt echipaje care bagă secile. Și după aceea și le păzesc. Este un alt baraj în care plasele se bagă în mod ilegal. Din păcate, noi ca pescari și ca oameni suntem limitați în ceea ce putem face. Atât timp cât toată lumea știe de ele, s-au sunat de nenumărate ori de către și prieteni de mic pescari. Am sunat și eu, stai aici cu baraj, aștept 2-3 ore, vin la sfârșit de ea la mișto, băieții între timp strâng plasele, deja este un teatru ieftin și toată lumea este preocupată în țara asta la ora actuală de alte boli, nu de aceasta. Așa că mi-am văzut liniștit de pescuitul meu. În ceea ce privește braconatul pe marile baraje, clar se face și voit cu ajutorul și cu binecuvântarea autorităților și a primăriei, a poliției din jur, a localităților. Nici n-are rost să menționăm, tot timpul este aceeași chestie, un teatru ieftin pe care noi, pescarii, suntem obligați să-l suportăm. Și atunci când probabil o să regăsesc aici în comentariile de la videoclip, domne, trebuia să faci, să sun, să treci, vă invit pe toate barajele de la Vâlcea în fiecare zi și o să vedeți 2-3 echipaje pe fiecare baraj care bagă plasele și aveți posibilitatea să încercați și voi să sunați, să veniți, să așteptați, să stați. Și la sfârșit, poate vă mai luați și o amendă ca să fie toată partea frumoasă, că așa se întâmplă de obicei. Unii dintre pescari și-au luat și amenzi. Și dacă sunteți din alte părți ale țării în care în zonele voastre nu se întâmplă așa ceva, aici este Oltenia. Totul este posibil. Din păcate. Nu sunt pe mentalitatea asta, dar mi-aș ocupa toată ziua, în fiecare zi, și sunt doar un simplu pescar. Îmi fac conținutul meu pe YouTube despre partidele de pescuit, cu ceea ce pot raportez și încerc să mișc ceva în privința ce înseamnă braconajul în județ. Nu sunt susținut, nu sunt ajutat, atunci nici mare lucru nu pot să fac. Dar nici nu stau să tastez la butoane pe Facebook. Aoleo, 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 dar doar din fața butonului. Fire întinse, vă doresc. Abonați-vă la canalul de YouTube Zi de Zi Fishing Channel. Toată stima. Like și subscribe.